Administrația locală continuă și în acest an acțiunea de demolare a construcțiilor ilegale amplasate pe domeniul public al municipiului Deva. După numeroase notificări trimise administratorului, ieri a venit rândul unui bar din apropierea pieței centrale din municipiul Reședință de Județ să rămână fără terasă. La acțiune a participat Poliția Locală Deva împreună cu Serviciul Comunitar pentru Cadastru și Agricultură, dar și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală din cadrul Primăriei Deva, ca executant al lucrărilor. În urma dispoziției primarului se trece la demolarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public al municipiului Deva. Am înțeles că proprietarul a fost notificat în mai multe rând. Da, bineînțeles, a primit notificări, a primit avertismente, nu s-a luat nicio măsură în acest sens și atunci vom trece la demolarea forțată, prin mijloace proprii. Patru lucrători înarmați cu uneltele necesare au început desființarea construcției după ce, în prealabil, poliția locală i-a îndrumat pe clienții aflați pe terasă în incinta localului său, i-au poftit să elibereze zona unde se execută lucrări de dezasamblare. Toate materialele rezultate din demolarea terasei din lemn vor fi depozitate pe o perioadă limitată în curtea SPIGM Deva, iar dacă acestea nu vor fi solicitate de proprietar, vor fi distruse.